14 jucători ai Barcelonei. Cele două formații s-au aliniat în fața tribunei oficiale, vi le voi spune imediat. În mijloc, brigada de arbitri care va oficia finala Cupei Campionilor Europene de aici, de la Barcelona. O brigadă avându-l la centru pe Michel Votro, iar la cele două linii pe Alain Delmer și Michel Gerard. Cele două formații fac ultimele exerciții de încălzire pe gazon. Iată și componența lor. Steaua în poartă Ducadam, apărător Iovan Bumbescu, Pelodetic, Bărbulescu, mijlocaș Palint, Peloni, Palan și Majaru, atacant Lăcătuș și Pițurcă. Cu acest 11 au hotărât antrenorii americanei și Angel Iordănescu să înceapă partida cu FC Barcelona din finala Cupei Campionilor Europeni. La rândul lor, Terry Venables și Alan Harris s-au oprit asupra următoarei formații. Vă spune formația spaniolă în ordinea numerelor de pe tricou. În poartă, Uruti Coicea. Numărul 2, Gerardo. Numărul 3, Micheli. Numărul 4, Julio Alberto. Numărul 5, Victor. Numărul 6, Alessanco. Numărul 7, Carrasco. Numărul 8, Schuster. Numărul 9, Pedraza. Numărul 10, Archibald. Numărul 11, Marcos. Stadionul este un cazan în clocot. Cum vă spuneam, aproximativ 50.000 de suporteri ai Barcelona într-o clipă în alta. Și în acest moment, arbitrul Michel Votro a fluierat începerea celei de-a 31-a finale a Cupei Campionilor Europeni. În prima repriză, Steaua, care vă spuneam că evoluează în echipament alb, atacă de la stânga spre dreapta. We'll be right back.
câștigat cupa! Cupa campionilor europene este la București! Bucurie fără margine în rândurile fotbaliștilor de la Steaua!